A început anul, dar și un nou scandal în familia Liz. De această dată războiul îl are ca țintă pe fratele Oanei, care le face lui Viorel, dar și Oanei, viața amară. Nu ești o femeie sănătoasă să mă înjuri de mama, înțelegi? Dragă, eu când am nervi, nu mai știu ce vorbesc. Nu au de gând să se potolească, nici de ziua ei. Oana Liz nu are parte de liniște. Când tocmai părea că apele s-au liniștit, viața i-a fost dată din nou peste cap. De această dată, de fratele ei, Ștefan. Tu știi ce înseamnă să înjuri o mamă? Mamă, încetează cu prostia, nu mi-aduc aminte tot din ce trăiești. Din banii lui mamaie, cum spui. Păi tu, vezi, nu? Din pensia lui mamaie, dacă Oana moare, tu îi rămâi. Păi ce rostop? Viorel Liz a sărit imediat în apărarea soției. E vorba de comportamentul tău. Deci comportamentul tău care trebuie schimbat. Eu îl lăsam în casă, eu nu știam că din casă el ia ce găsește. Cum ți-a dat ție prin cap să ne furi mașina, să iei cheile lui Viorel? Nu mai vreau să mă apuc. Nu îl interesează deloc de mine. El și-a dat cuvântul aici că plătește totul ce avea de plată. O să le plătesc, încerca să respect o parte din condiții, doar că m-am săturat de oameni.